asta este practic partea cea mai importantă și din punctul meu de vedere cel mai greu de făcut. Din punctul meu de vedere e mult mai greu să cânți. Dar che se che si proi che bradi sa mi qui grosso stalia. Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. A reușit fără îndoială să aducă o mică parte din o mică mare parte din Grecia. Aplauze! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână din Cireașa de pe tort. Este o săptămână de petrecere, în care o să încercăm o întoarcere în timp în niște vremuri frumoase, măcar din punct de vedere muzical. I-am chemat în emisiune pe doi din tăticii a ceea ce azi numim manele, dar care atunci erau altfel și nici nu se numeau așa. Dacă vă spun că avem și două doamne minunate, o să-mi dați dreptate când anunț că urmează o săptămână specială. Dan Ciotoi este părintele formației Generic, formație de care probabil ați auzit. Mai aprofundăm zilele astea. Maria Cârneci este o doamnă populară, o reprezentantă de frunte a folclorului autentic. Nicoleta Voica ne convinge cu fiecare apariție că tot Banatul-i Fruncea. Și Nelu Vlad, tata, mama și nașul de botez al manelelor. Omul care, împreună cu formația Azur, umplea stadioanele și băga lumea în isterie. Te porți ca un vagabond, vrei să mă optici de tot, dar nu rapte inima, caută pe altcineva. Dan Ciotoi vine din Târgoviște, oraș în care a și înființat trupa Generic, gândită inițial ca formație de restaurant. El cânta în restaurante încă din 1984, dar adevăratul succes avea să vină după Revoluție. Sunt multe de spus despre Dan Ciotoi și formația sa, dar timpul este limitat, așa că dăm drumul la treabă și mai aflăm pe parcurs. Muzica maestre! Ce mult ne-am iubit! E un cântăreț care cântă un alt gen diferit de muzică față de ce cânt eu. Cântă un gen muzical care era foarte plăcut pe vremea când l-a descoperit el. Ne-am jucat cu ritmurile muzicii grecești și cântecele lăutarilor. Le-am unit și a ieșit ce a ieșit. Un fel de manele mai cu minți. Piesele nu sunt compuse de specialiști și nu sunt create de poeți sau textieri. Putem să-i spunem și muzică populară. Dar la noi încă genul ăsta n-are o denumire. El face parte din formația Generic. A apărut după 1989, mai precis, prin 90-91. Noi aveam deja câțiva ani de turnee prin România și am auzit la un moment dat, când am dat un spectacol la Arenele Romane, a fost o formație din Târgoviște, se numea Generic și a venit lumea la fel cum a fost și la voi. S-au încărcat arenele de vară de spectatori. În urmă cu vreo 20 ceva de ani erau foarte tari, adică s-asculta la greu muzica lor. Și acum aprinde, de ce nu? Pentru că omul în fond e liber să asculte ce gen de muzică dorește el. Pe stație, la Lizanu, stăteam și citeam ziarul, când văzui trecând o blondă, ca după ultima modă. Mă dădui pe lângă blondă și intră cu ea în vorbă. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți diseară? Are succes, are nunți, are Sindrofi, unde este foarte plăcut și am înțeles că are succes foarte mare și doresc succes pe mai departe. Nu-i mare lucru ca Dan să se priceapă la fel de bine la bucătărie cum se pricepe și la muzică. Puțin bărbați, mă imaginez, și mai ales din lumea muzicală, în bucătărie. Va găti bine și chiar o să fim mulțumiți. La întreu avem următoarele. Platou țărănesc, suflă. Păi, așa îmi vorbești tu mie. Eu sper să faci ceva și pe placul meu ca să fiu mulțumită, pentru că eu,
Când sunt flămândă, sunt nervoasă și nici nu prea am răbdare. La Antreu avem următoarele. Platou țărănesc. Care cuprinde șuncă presată, tobă, șuncă afumată, cârnați afumați, ceapă roșie, ceapă verde, roșii, castraveți. Vă dați seama că nu le știu chiar pe toate, mai însuflă soția din spate. O salată bună, o bucată de pește, eu știu, dar cred că lăutarii în general, hai să spun un secret, la ei cea mai bună legume e carnea. Și parcă văd la Dan Ciotoi un grătar cât masa asta, adică de vreo 4 metri așa, plin de dalea, de dalea. Nu se poate să lipsească o fripturică, indiferent din ce va fi. La felul de bază avem saramură de pește, crap românesc, cu mămăliguță, uite că îmi lasă gura apă când vorbesc acum, și suflă. Ce să-i mai zic? Asta e bun. Asta e. Atât avem la felul de bază. Cu siguranță va fi o seară, că altfel nu... Cum să spun, noi avem obrazul subțire, în general, cei care ne suim pe scenă și venim în contact cu milioane de oameni și am venit în viața noastră cu tot felul de situații, știm cam ce trebuie să punem pe masă, mai ales când invitați sunt toți dăștea tari în gură, adică artiștii cu state vechi. La desert avem următoarele. Plăcintă cu brânză, cu mere, delicioasă. Foarte delicioasă. Voi face tot posibilul să vă simțiți alături de mine ca în anii 90. Cu muzica mea din anii 90 și cu mâncarea mea din anii 90. O fi gătită prin anii 90? Sau o fi doar o propunere de mâncare din anii 90? Pentru că saramura mie mi se pare antică și de demult. În fine, despre saramură n-am ce să zic. Parte de la început, gustarea, șunca presată, cu tobă, cu... Nici nu vreau să aud. Nici nu vreau... Stai puțin, că nici măcar nu știa ce o să fie pe masă, pe acel platou țărănesc, românesc, din anii 90. Și trebuia să șoptească soția, care nici dumnea ei nu șoptea cum trebuie. Iar plăcinta cu cașcaval și cu mere și cu brânză și cu nu știu ce, e de pomină. Maestre, de-abia aștept să te văd. Bună ziua, bine v-am găsit. Am venit hotărât să fac cumpărăturile pentru masa de diseară. Și vreau să-l fac praf pe Horia. Da, pac. A venit hotărât să facă cumpărăturile. Mi-aduc aminte de tinerețile mele când mergeam la pește, știi? Și mergeau și alții cu mine. Și unde mergi, bă? Mă duc la pește. După ce se întorceau, de unde vii? De la pește. Cred că așa o să vă întâmpla și cu maestru. Te găsim la dansă și niște ceapă roșie. Da? Vrea să fie foarte bună. Iau ceapa pentru platoul țărănesc. Am un platou țărănesc original, cum era în 90. O să faci o figură frumoasă, că sunt convinsă că o să primești și daruri de pe-n piață, pentru că așa se întâmplă la oamenii modești și simpli care vând în piață, când văd un artist de-al lor preferat care l-a încântat și îl încântă cu cântările, mai dă o legătură de mărar, hai să fie. Roșii. De grădină. Degeaba spune doamna că sunt roșii de grădină, pentru că la data aceasta nu mai există așa ceva, ci sunt roșii de solar, care au fost ajutate în grădină, dar în solar, nu în aer liber. Așa sau mai mari? Puțin mai mari. Așa. Ia dați-mi combinat și mari și mici. Da. Trei kilograme. Eu fac mâncare multă. Usturoi. Românesc. Usturoi? Un kilogram. Un kilogram de usturoi? Păi ce vrea să facă? Să alunge toate duhurile rele din Europa? Da, straveți. Un kilogram. Un kilogram, da. Ia uite ce frumos sunt. Da, sunt proaspeți, cruți. Ia uitați ce vă dau aici. Cruz și bun. Și iuți. Toate legumele sunt crude. Fantastic. Este o piață extraordinară. Legumele sunt chiar proaspete. Vai! Am găsit la noastră... Ceapă verde. Ceapă verde. Are cineva ceapă verde? Ceapa verde, bănuiesc, o fi pentru platou țărănesc, știi? Ăla cu șungă presată, care n-are ce să caute pe un platou țărănesc. Dar atât ceapă verde cât și ceapă roșie,
două tipuri de ceapă, nu înțeleg. Trei legături. Trei legături. 4 lei și 50 de bani. Rotund, 5 lei. Sănătate, numai bine. Sănăna, mulțumesc. M-a salvat, nu găseam ce păcăt. Generozitatea este una dintre calitățile domnului Dan Ciotoi și se manifestă prin lăsarea unui plus precupețelor. 50 de bani nu contează pentru maestru. Vreau și eu un crap românesc, dar vreau rondele. Crapul este de Dunăre, dar nu din partea românească a Dunării. O fi din partea bulgărească, din partea maghiară, că și aia sunt popoare vecine și prietene. Noi suntem români și așa mai departe. Ia-mă și pe mine, frate. Amă, că e mâncarea ieftină, mă, ne bucurăm mult de tot, mă, mâncarea sufletului. La ce cântați? Eu vioară, contrabas. La vioară? Da. Contrabasul? L-am avut și până și pian. E acela. O vioară mai mare. La boxele mele știi cum... Ce zice lumea că sunt? A, păi deci cu... Frigidere. 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 Păi înseamnă că ai fost o trăinitate, ai cerșit. Mi-a luat dragul noi. Da, da, eu fac cerșătorie de lux. Păi și eu fac tot ăla, trebuie să bag mâna în buzunar. Îți dau eu 100 să nu mai vorbești. Dăm. Hai, dăm, dăm coșul, dăm coșul. Dă-i tare buz. Dar să-l dau un cric mai bine, că e mai bine, uite că ai mașină. Îl iau. Hai, dăm cât vrei. Cât vrei tu, dă-mi. Uite ca să vezi că eu vând să-mi iau mâncare la copii. Ia mâncare la copii, nu ar face altceva. Numai pentru copii, mâncă-le-și gura lor și le ia și o jumătate de vodcă, ca să bea și gura lor un pic de vodcă. De căpățânele lui. Da, bă, căpățânele mie, că mi-l vine pe peste șeful meu. Uite, îți dau și păște. Să dea Dumnezeu numai bine și sănătate multă. Uite, mi-au mâncare la copii, frate. Da. Te pupăm. Trăiești tu, cu cricul tău, cu tot. Dragii mei, să vă spun un secret. E prima oară când fac piața, dar și ultima. Să mergem să gătim la restaurant. Dani, am toată încrederea în tine că o să faci mâncărică bună. Mă aflu într-o bucătărie și după cum v-ați dat seama, nu pot să fac nimic fără nevastă. Fiecare pas e însoțit de nevastă. Doar la femei nu mă duc cu nevastă. Hai, nevastă. Bine, spune-mi. Cu ce să începem? Începem cu platou țărănesc. Da, facem platou țărănesc, da. Eu aș începe cu plăcinta. Aș începe cu plăcinta, nu de alta, dar trebuie pusă la cuptor și după ce s-a copt, trebuie să se șprecească puțin. Timp în care ea sunt la cuptor, ei pot să pregătească platou țărănesc, saramura și așa mai departe. Eu zic așa e bine. Șunculița. Șunculița. Așa. Așa, așa, bravo, bravo. Te descurci. Așa, puțin mai subțirele, puțin mai subțirele. Așa, așa. Eu o să încerc să curăț castraveții. Așa, ajunge, e, ajunge, dragă, nu sunt atentă la tine și ceva. Altceva, uite, mai pe farfurie și șunculiță, altă șunculiță, hai. Mai ții minte prima mâncare care mi-ai făcut-o tu mie? Te rog frumos să nu spui, să nu dai din casă, te rog. Mi-a făcut prima mâncare când am cunoscut-o, mi-a făcut o ciorbă neagră. Te rog, explică te rog, tu de ce era neagră ciorba? Pentru că era la începuturile noastre și eu... Nu prea eram pregătită pentru o bucătăreasă. Nu eram pregătită pentru o căsătorie. Mi-a spus că din momentul ăla nu trebuie să-i mai gătesc absolut nimic. Când merge la București la o mătușă de-a lui care era șefă bucătăreasă la un restaurant, vorbim de anii 86. A fost prima mea ieșire nervoasă. Da. Ai tăiat roșia fără să-i scoți asta. Pe păi ce nu poți să scot acum? Scot acum. Îmi vine să cred. Mai bine mai târziu decât niciodată. Așa, așa. Mai taie și puțină slăninuță. Ia-te acolo. Așa. Puțină slăninuță. Să faci, cum să zic, mâncare bună, să ne primești cu delicatese, pentru că așa de bine la un mare artist, nu? Maria, rugămințile tale sunt exact în spiritul emisiunii noastre. La asta lucrează maestrul acum. Vrea să vă simțiți bine la cină. Gata. Asta ar fi platoul țărănesc. Da. Bine, o parte din el. Păi platoul, dacă chiar vrea să fie țărănesc, să fie pe un fund de lemn, să fie pe un vas ceramic țărănesc. Nu pe platou din oțel inoxidabil, că
că nu mai țărănesc. Acum facem o saramură de pește. Ce zici, cum facem cu saramura? Saramura nu mă pricep prea bine, dar... Wow. Nu-i nimica, nu-i nimica, o să mai vine cineva să pregătească saramura. Doamna s-a priceput foarte tare la pregătirea platoului țărănesc. Acum, pentru saramură, va trebui să vină cineva mult mai priceput. Ia vino, Cristina. Bună ziua. Să te vadă soțul acum. Bună ziua. Bună ziua. Ce face? Uite, să fac saramura asta de pește, să mă ajuți că am nevoie de ajutorul tău. Să-l ajute. Adică să facă saramura în locul lui. Doamne. Eu pot să tai legumele. Dacă vreți, pot să vă ajut. Ajutați-mă și la ăsta. Păi peștele gata tăiat. Ce mai taie? Faza asta chiar nu puteam să o fac. Nici nu se taie cu cuțitul, ci se taie cu satârul bucata aia de coadă a peștelui, unde este foarte, foarte tare datorită șirii spinării și cartilagilor alea care sunt mai tare decât oasele. Asta depășește orice ce limite la mine. Mai avem vreo treabă așa grea? Nu, nu. Asta a fost cea mai grea. Deja mă doare mâna. A obosit, îl doare mâna. A tăiat două felii de pește care erau gata tăiate. Da. Acum o să dăm sare și piper la pește. Dați mâna stră, să nu stric mâncarea. Cât timp pregătim legumele, peștele și-aș degust. Bun, acum vom tăia ceapa. O să o tăiem așa, să o putem pune pe grătar. Toate legumele astea noi le punem pe grătar, odată cu pește. Cu tot respectul pentru doamna bucătăreasă, trebuie să spun că ceapa n-are ce căuta la o saramură de pește. Nu se pune ceapă pe grătar la saramură de pește. Sună telefonul, ridic receptorul, este Manuela și-a schimbat părerea. Roșiile o să le tăiem așa, o parte. Legumele, mă refer aici la ardeiul gras și roșii, de asemenea sunt tăiate bucăți pentru a fi puse pe grătar. Nu se face așa la saramură. La saramură se pun roșiile întregi, ardeiul curățat de sâmburi pe grătar și ardeiul iute eventual cu tot cu codiță. Așa se pun. Apoi se cojesc și se bagă în saramură. Nu se taie bucățele, că nu e salată. Am adus peștele. Să pun și eu pește? Peștele aici, în partea asta, dar trebuie să pun eu folie pe... ca să nu se lipească, să rămână peștele pe grătar. Horia, asta e o saramură altfel, căreia o să-i spunem generic saramură a la Dan Ciotoi. În afară de saramură, restul pare cum trebuie să fie. Desfacem frumos cotletele, întâi dăm sare la fundul tăvii. Ce mă făceam fără sare dumneavoastră? Sare cu piper. Găseați. Un pic de cimbru. Îmi place modul de marinare al cotletelor de berbecuț. Puțin telcimbru, un picuț de ulei, un picuț de vin, foarte, foarte bine. Vor fi foarte gustoase și pentru asta trebuie să zic doamnei bucătărese felicitări. De unde știi treaba asta, nu contează. Important e că a șters rușinea cu saramura, care mie nu mi-a plăcut. În timp ce stă carnea asta la marinat, noi o să facem pastrama, bucățele mai mici, și o vom pune și pe aceea la grătar. Urmează să facem pastrama, să facem bucățele mici. De exemplu, asta este prea groasă, noi trebuie să o desfacem, ca ea să se pătrundă pe grătar. Pastrama poate fi pregătită pe grătar sau în tigaie. Mie îmi place cel mai mult în tigaie. Asta, da, pastrama, se topește în gură. Ea se moaie mai ușor, iar în tigaie mai adaugi un picuț de vin, să fiarbă cu puțin vin, o năbuș, o mai și frici, că mai adaugi și un picuț de ulei sau de untură. Ea este gustoasă și fragedă, pe când pe grătar, ea nu face decât să piardă, și acolo se mai moaie, dar pierde din suculență, prin frigere. Doamne, ce gust o să aibă! Dacă e petrecere să fie. Dacă nu putem să mâncăm noi toată mâncarea, chemăm ajutoare. Și credeți-mă, pentru mâncare găsim. Atâtea cărnuri pe grătar acolo, că mă întreb pentru cine le face. Le punem frumos aici, să facem treabă bună, decupăm cotorul. Uitați ce bine merge cu o mână. Merge mâna ca mașina de cusut Ileana. Tocăm usturoiul,
să-l facem de dimensiuni mai mici. Îmi place mult usturoiul. Tot iau o bucățică. Așa cum. O treabă care se face în doi. Saramura seamănă foarte, foarte tare cu un ghiveci. Bucăți de ceapă, bucăți de legume tăiate cu bulețe care au fost fripte, nu sotate. Nu-mi place. Gustul nu este al unei saramuri. Trebuie să facem întotdeauna când gătim diferență între gusturile preparatelor culinare. Dacă întotdeauna condimentăm cu sare, piper și parfumăm cu cimbru, mâncările vor avea același gust. Dacă întotdeauna punem suc de roșii, ori bulion, ori pasă de roșii în mâncare, atunci toate vor avea gust de pasă de roșii. Trebuie să știm să diferențiem un preparat de altul, pentru că nu vom mai avea plăcerea mâncatului, ci vom mânca numai așa, hai să băgăm în noi, ceea ce nu este bine. Din experiențele mele culinare știu că atunci când se pune de mămăligă, bucatele sunt aproape gata și cina stă să înceapă. Știind toate aceste secrete culinaro-organizatorice, mi-am permis să-l rog pe domnul șofer să pornească limuzina și să-i aducă pe distinși oaspeți la cină. Maestre, mai fă un ocol să se răcească mămăliga. Mă sper că nu-i drumul foarte lung, că mie îți spun drept, mie cam foame. Și sper mie, să și... Și mie mi-e foame. Am vrut să vă zic, de o cină frumoasă. Mă, dar am vrut să vă zic că mă bucur că suntem în formula asta, că am normal. Mai fost așa și l-așteptam pe fratele nostru. Și ne potrivim nostru. La gusturi, așa, știi? Asta e fantastic. Normal, și ne așteptam. Să fiu sincer, mă, mie îmi place orice. De ce să spun? Mie îmi place și țărănești, și sofisticat, și ce o fi, să fie bun la gust. Aia e, și să mă și satur. Că dacă dai trei frunze, sora mea de salată, lasă. Trei frunze nu se poate. Iată ce avem la desert. Avem o plăcintă cu brânză și cu mere. Interesant, până acum n-am mai mâncat o plăcintă care să aibă și brânză și mere. Poate fi o plăcintă împărțită în două, aș mai înțelege. Dar dacă este ceva nou, mulțumesc Dumnezeu că mai învăț și eu ceva. Nu vrei tu să-mi dai plăcintele alea care le-ai făcut? Nu mai pregătește nici plăcinte. Nu vrei tu, Cristina, să-mi dai plăcintele alea pe care le-a făcut nu știu cine și să zic eu că le-am făcut eu? Vai de capul nostru! Deci n-a pregătit absolut nimic. Horia, mă ierți, eu știu mai bine să cânt și să compun. Mă duc la treaba mea și ne auzim. La revedere! Pa! Pa, pa! Mamă, mamă! Bă, nu firma, mă, că am crăpătura prea mare la fustă, bă, da, să poate... Da? Da-ți bă, marci, hai, Nicu. Arată foarte bine. Ta ciotoare, dacă n-ai făcut halea când e o foame, te-am spart, nene. Bine ați venit! Uite, ce scrie aici. Sper să-ți placă. Sigur să-mi placă. Asta de la bună seară cu suflet curat. Ceea ce am pregătit nu merge fără o pălincuță la... A, eu și mai bine. Pentru că... Să vadă uchiul. Uite, beau și e bine pentru că șampania cu pălincă o să rezolve o multe chestii. Să nu ne facem mangă, în rest totul va fi bine. Bine dar te-am prins, nu? Da. Deci bătați-vă de aici să nu mai vedeți rău. Bine te-am găsit, bine ne-am întâlnit. Doamne ajută! Toate cele bine, Doamne bine ne-am întâlnit și ne până una alta trească prima și cireașa de pături. În momentul în care bei un pic de pălincă este imposibil să nu ți-e foame și este imposibil să nu apreciezi orice, chiar orice mănânci, pentru că atunci când ești înfometat, poți să mănânci pâine cu sare și se pare formidabil. Nu mă pot abține, că miroase a ceapă. Ce e aici? Da, și mirosul de ceapă auzi, frate, este mai plăcut decât ăla de trandafir. Trebuie să ne explici ce vă sunt, spun eu. Ce sunt guguloaiele astea, că n-am mâncat? Alea sunt chifteluțe de brânză, date prin mărar sau pătrunjel. Da. Din dorința de a nu fi cineva nemulțumit dintre noi, a pus prea mult. Exagerat de mult și de multe feluri. Și bineînțeles că noi ne-am ales ce ne-a convenit. Nu vă supărați că mă servesc, da? Slăninuțe, copii! El a mers pe miza, dă-le mult ca să aibă de unde alegi. Brânzică. De castraveți sunt sigur. De ceapă să fii sigur că te ia somnul. Mie astea mi-au plăcut. Slănina albă cu piper, cum a pus-o el, acele jumări și telemeaua la început. Știi ce albă? Poți să iei pâinea aia? Uite, nu mai văd pe aici. Voi bănățeni n-ați luat, ai luat tăcua, slănina fratele, albă. Meu, că ea e sofisticată, nu mănâncă pâine, dar eu mănânc pâine cu... Păi abia am reușit să mai slăbesc acum, cred că în seara asta pun înapoi. Am mai slăbit și eu cu 4 grame, pe cuvânt. Da, da, da. Băi, nu mai filmați când mănânc cu pâine, că vă bag una acum de vă... Așa. Asta e, pâinica.
Pâine goală ca la școală. Să vă spun o întâmplare de la un spectacol. Eram cazat la un hotel și ne ducem jos în bar. Sună telefonul, cineva mă căuta pe mine. O fată. Oh. De ce? Vă dați seama. Degeaba. Nu. Da. Eu îi spun că nu pot. Normal. Nu pot. I-a arătat verigheta? Nu putem să ne... Voia să se întâlnească cu mine. Și i-a arătat verigheta ce-ai făcut. I-am spus că nu pot. Stați să vedeți. Cine credeți că suna? Soția mea. Vezi? Dar voi să o felicit. Fata de asta a dat test, nene. Hai să spun un ban care... Poate Nicoleta are altă variantă. Ia la venere. În tren, un comandor... Un capitan de vas și un capitan de... un conducător de tren, să zicem. Un șef de tren, cum să zic. Șef, cum să zici, mă, ăștia, mecanic de locomotivă. Mecanic, conductor, nu știu. Toată lumea se aducea acasă și ei explicau că atunci când vor ajunge, vor da un telefon să nu se întâmple, să strice fericirea lor. Și toți erau de aceeași părere. Dau un telefon să nu se strice. Dar era și un ardelean de-a lor. Un... Uh-huh. Și zice, bade, dar mata nu zici nimic. Mata, nu dai telefon. Eu nu dau telefon. Eu mă duc, bat la ușă și fug repede la geam, până acum nu mi-a scăpat niciunul. Adevărul e că se zice că e cel mai mișto când te duci acasă, dai telefon. Să dai un telefon, să nu strici o relație de, nu știu câți ani, pentru o fisă de 25 de bani. Bună. Dar de mine ce zici? Că de 38 de ani n-am dat niciun telefon. Foarte bună gustare. Am mâncat exact ca la Crăciun, la țară, nu? Da. O gustare țărănească. Sigur. Ne-a făcut surpriză și cu muzica lui. M-am gândit, dacă toți suntem împreună, să vă și cânt. Cred că vă așteptați. Bine. Da. Foarte tare. Și m-am gândit la niște cântece care au împlinit frumoasa vârstă de 15 ani. Au scos buletinul. Bravo. Cred că pe fiecare dintre noi ne-a răscolit și ne-a făcut să retrăim ce se ascultau acum, piesele care se ascultau acum 20 de ani și care au rămas, cum să spun, în actualitate și astăzi. Majoritatea cântecelor mele sunt rupte din realitate, de au și rezistat, cred. S-a lăsat neagră și pustie, unul meu de tine începe să revie. Era zile de lună, fața luminează, ochii triști îmi lăcrimează. Seara s-a lăsat neagră și pustie, unul meu de tine începe să revie. Era zile de lună, fața luminează, ochii triști îmi lăcrimează. Dacă ai, știi ce tu, banii n-aduc fericirea. Dacă ai, știi ce tu, mai de preț este iubirea. Ne-ai face ca ea, ca micuța ta, și-ai fugi cu mine de lume. La sus să te vândă pe avere multă, iar mie lasă-mi iubirea. Sunt linii melodice sârbești cu texte românești. El cântă puțin altfel, pentru că e normal să fie așa, pentru că el nu e nici sârb și nu e nici bănățean, așa că le dă o altă coloratură. N-aș spune că nu sună bine și că nu sună frumos, asta e foarte bine că și-a pus amprenta pe stil și mi-a plăcut. Pe toate florile din lume nu-mi dă iubirea mea. Este floarea cea mai dragă, ce nu pot uita. Nu-mi dau dragostea decât acel ce iubesc. Nu-mi dau dragostea și nu-l părăsesc. Nu-mi dau dragostea decât acel ce iubesc. Nu-mi dau dragostea. Dacă ești o format stilul ăsta și place, foarte bine, succes pe mai departe. Eu sunt de acord cu tot ce cânte toată lumea, atâta timp cât e frumos și de bun gust. Urmează Sara Mura de Pește. Hai de capul, ne-ai lovit în
sentimente aici. Și dacă veneam și eu tot cu Sara Mura? Păi mă așteptam la ăsta, că e de la Dunăre. Păi Sara Mura ta e altfel. Păi, al meu nu e de Dunăre, faci tu de Dunăre. Mersi. Mulțumesc. Dar ce pește ăsta, Dane? Este crap. Crap are oase, da? Trebuie să fiți atenți la oase. Da. Și dacă ne se pune un os de ăsta în gât, mâncăm până crăpăm. Eu mă duc, sunt o mare pescuitoare, da? Ador să mă duc la pescuit pentru că mă deconectez și mă liniștesc pe baltă, dar nu sunt în aceeași măsură mâncătoare de pește. Sau dacă mănânc pește, mănânc fără oase. Pe ăla cu oase nu știu să-l mănânc. Peștele mi-a plăcut foarte mult și dacă el l-a făcut, bravo lui, pentru că a fost foarte bună acea saramură, exact cum trebuia. Suficient de iute, suficient de condimentată, toate vegetalele care au fost puse acolo au fost ok. Tu ai făcut mămăliga? Da. Pe cuvântul tău? Pe cuvânt. Mamă, ești bună, sura. Am dovada pe cameră. Da? Da. Foarte bună. Am pus ulei ca să iasă pufoasă, da, așa. Da, bravo. Sare. Ulei, sare. Cine face mâncarea acasă la tine? Am stecat bine. Soția mea. Vezi? Vezi de unde ai învățat? De la ea? De la ea am învățat, normal. Păi mi se pare... Și face o mâncare bună... Corespunzător, că în spatele oricărui bărbat puternic stă o femeie mai puternică. Sigur. Fără soția mea sunt nimeni. Nu sunt eu de împrăștiat. Ia o șef frumos. Da. N-am nicio valoare fără ea. Ce credeți că am mâncat eu când am plecat de acasă? Nimic. Pește. Pește? Pește am mâncat. Ce credeți că am mâncat aseară? Pește. Pește. Păi dacă e de la Dunăre, noi am mâncat alte minuni. Dar tu stai numai la pescuit, Vlad? Nu, dar am un prieten ocean care este cel de mai de încredere, furnizor. Așa îl cheamă Ocean? Ocean. Da. Deci a ales profesia după nume. Altă pasăre, da, nu găsea. Da. Ocean și are cele mai tari magazine de pește. Din, iau pește de Dunăre, pește sălbatic. Deci nu pește de baltă sau pește de așa crescătorie. Să luați pește sălbatic. Asta era un pește de ora 12:30, 1 ziua, când vii după ce ai lucrat în pădure, la copaci, la... cum să spune, la topor, la drujbă, să vină să spună acea frumusețe de mâncare, mergea minunat. Parte din valul pe care eu l-am pornit înaintea lui cu vreo 5 ani. El a venit și a fost, cum să spun eu, replica valului. Deci el a venit după 5 ani și a avut același succes ca și formația Azur. Rămâne în continuare foarte adulat de public, foarte agreat. Când
Cam toată seara a cântat poate cele mai frumoase și mai cunoscute melodii cu care genericul s-a lansat și melodii care sunt iubite și ascultate și astăzi, numai că astăzi, după niște ani, poate că le asculți cu mai multă nostalgie și părere de rău că, într-adevăr, viața e scurtă și trecătoare și mie mi-a făcut plăcere. Haide, cotlet de berbecuț și pastramă. Bineînțeles, cum am plăcut. Eu am plăcut desertul și tu ce ne faci aici? Ce faci cu noi aici? Ne dai plângem asta, ne dai vin. La asta merge un vin excepțional. S-a de aia n-ai lăsat-o cu paharele goale. Un vin de excepție. Da, da, da. Păi dacă mai bem, nu mai știm nici ce gust mai are mâncarea. Păi cum, ai foarte multă mâncare. La ora asta n-ar trebui să mâncăm atât. Puteți să mâncați mai puțin, da, dar gustul contează. Aia e. Asta este. Mamă, vin roșu e bun pentru noi femeile, dar să-l bea bărbații. Mulțumesc. Mă, ce ai făcut tu, Dan, aici? Asta este cotlet de berbecuț și asta e pastramă. Și pastramă, da. Să mai vină la Megean. Au fost foarte bune. Eu de obicei nu mănânc pastramă, pentru că oriunde am mâncat era atât de sărată. Asta chiar, culmea, nu știi să o prepare oricine. Poate să-ți dea ceva care să mestece acolo, mai rău că la o ședință de partid. Și în final nu te alegi cu nimic ca și acolo, la ședința de partid. Foarte bună. Pastramă este moale. Da. De obicei e grătarul de la intrare, dar asta e bun. Cea mai bună care am mâncat eu până acum. Da? Da. Da, mă, eu am gustat... L-am urmărit să nu fie tare. Păi, am gustat să fiu politicoasă, dar dacă tu mi-ai pus în farfurie cât pentru 15 persoane, eu nu mai pot. Mai bine să rămână decât să nu fie. Păi, normal. Zelul lui însă trebuie apreciat că în loc de trei feluri cât era programat în această emisiune, el a vrut să ne impresioneze cu patru. Ce a zis? Dacă mai greșesc pe alocuri, mă iartă lumea, le-am dat în plus. Dani m-ai surprins în mod plăcut. Mă, cred că nu mai fac de mâncare. Mă bucur. Am băut, am mâncat, am dansat și n-am dat nici dar. Știi ce, e foarte bine. În mare noi ne-am simțit bine, a fost atmosferă, s-a cântat chiar un pic prea mult, dar a fost frumos. Adio și te las la timpul potrivit. Să gândești la orice pas, ce mult ne-am mai iubit. Nu plânge și nu te întrista, ți-a spus de la început. Să prețuiești iubirea mea, tu ai făcut cerul. Cântări cu care el a obișnuit publicul, pe care publicul probabil că așteaptă să le audă și să le mai reaudă cântate de Dan Ciotoi. Când va cânta Dan și oriunde va cânta Dan și va avea ocazia să prezinte piesele lui de succes, va fi apreciat, pentru că din mintea poporului, din mintea oamenilor, nu poți scoate ușor ce vrei tu. Nu poți scoate niciodată. Ei până vor muri, în asta vor crede, în ceea ce le place lor. Urmează desertul. Vai da, de mine! Au, ia uitați ce vine! Ia uitați, să nu-mi spui că tu le-ai făcut și pe astea. Nu cred. Dar fi sincer. În colaborare. Cred că nevasta le-a făcut. Bucătăreasa și nevasta. Sunt convinsă că la desert n-a băgat el mâna să facă plăcinta cu mere și cu brânză. Am curat să pun pariu, deși nu știu, dar se vedea că e mână de cunoscător acolo. Sora mea cată răvașul, că e de 500. Aici? Da. Deci mie nu-mi gustați, vechi, acum vechi sau noi? Acum mama. Gust. Deci m-am păstrat pentru desert, da? Foarte mare.
Plăcintele au fost foarte bune. Se vede că soția lui este o bună gospodină. Că au fost bune. Și plăcinta cu brânză a fost bună. Și plăcinta cu mere. Mie chiar nu place plăcintă cu mere, dar astăzi seara am mâncat pentru că a fost bună. N-a fost prea dulce. Nu-mi place când prăjitura este foarte, foarte dulce. Păi, dacă ai venit aici cu asistenti, cu aia, pe de-aia mă simt puțin... În impas, așa. Voi fi un om simplu, atât de simplu încât nici nu mă veți observa. Să știi că simplitatea este de apreciat. Este, da. Uite, mă uitam și la piesele astea. De ce credeți voi că atât eu cât și el am avut priză la public? Nu am vrut să demonstrăm nimănui virtuozitate. N-am putut. Nu am vrut să demonstrăm la, piese care au intrat la nimeni filozofie. N-am știut. Am demonstrat și noi ce am putut. S-a făcut foarte bine. Simplitate. Deși plăcinta de mere și plăcinta de brânză au fost excelente, dar cu rezerva că cred că Dan nu prea băga mâna la cocă, la răzuit de mere, pentru că eu știu procesul de fabricație și de-aia zic. Dar mă rog. Hai să fie cu noroc. Bine ne-am întâlnit. Mâine ne mutăm. Mâine vă mutați la mine. Mâine mutăm gazda. Franjuri vă fac, nene, să nebunesc. Și vreau să ne cânte și nouă formație, să stau și eu la masă, să beau. Să ne cânte fetele. A cântat o horă de-asta mai modernă, etno, și așa, ca să încheiem seara, nu știu, frumos și într-un ton destul de tonic și de optimist, păi ne-am ridicat după scaun și am încins și noi o horă că... Na. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Hai vino, hai vino, un pic vreau să vreau. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Am și dansat, am și mâncat, am și ascultat. O seară încheiată frumoasă, zic eu. Pentru această cină, în această seară, Dan are de la mine nota 9. Nota mea pentru Dan, mai ales că e de la Târgoviște, e 10, nene. Deci atâta merită, 10. Dacă era mai mult, îi dădeam mai mult, dar dacă voi până la 10 acceptați, atât îi dau și eu, 10. Nu mai lungesc inutil și spun doar atât. Maestrul Dan Ciotoi a primit 29 de puncte. Îi mulțumim pentru tot. Așteptăm cu nerăbdare următoarele zile. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Hai vino, hai vino, în mic că vreau să vreau. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Așa! Mareu, pe cât ești tu de gură livă, de atot știutoare și atot cunoscătoare, să te văd eu cât ești de tare la bucătărie. Și mâine va fi o seară, dacă nu mai frumoasă ca asta, măcar la același nivel. Până mâine, eu vă pup. Vreau și eu 15 ardei de aia de copt, care sunt cei mai tuțibizi cu cozi, să le îmbrac în staniol, că... Una e Maria, nu? Șeful 400 nu merge. 400 și 400. Hai să vezi că știe să facă și economii. Astăzi beau și mâine beau, nu știu bani de unde iau, măi. Mai mult să miră dușmanii, de unde îmi câștig eu banii.